să fie Domnul. Adunare, frați și surori, dacă Domnul hotărât ca să mă găsesc în locul ăsta în seara zilei de astăzi, vreau să spun că asta e lucrarea lui Dumnezeu. Am mărturisit și azi dimineață și mie nu mi-e prea greu să mărturisesc ce-a făcut Domnul. Poate pentru un suflet de aici va fi de folos, că și în Psalmul 150 vestiți minunile Lui și păliți-vă cu minunile Lui, cu lucrările Lui. Vreau să spun fraților că de când am mai fost aici, Domnul m-a îngăduit să trec printr-o încercare mare. În urmă cu 2 ani de zile m-a găsit cu tumore la ficat destul de mare și creștea într-una și am fost propusă pentru operație și să fac chimioterapie. Hotărât că și când mi-au spus lucrul ăsta, dintr-o dată, așa că eu am, cum am mărturisit înainte, Dumnezeu m-a vindecat de multe boli și n-am putut să cred că așa, dintr-o dată, așa o boală care nu-și mai are leacul pe pământ la oameni. Și atunci copiii s-au întristat când au auzit și ei, m-am întristat și eu și am zis, Doamne, voia Ta să se facă, dacă vrei să mă duci la Tine, Tu-mă, Doamne, dar nu mă lăsa pe mâna oamenilor să mă chinuie. Am spus la doctor că nu sunt hotărâtă să fac nimic pentru că vreau să mă înțeleg întâi cu copiii și cu familia. De fapt, asta a fost, adică ce am vrut să mă înțeleg, să intrăm înaintea Domnului, ca Domnul să spună care e hotărârea Lui, înainte de a lua eu o hotărâre. Și am plecat acasă și ei au dat telefon din nou după mine, că să vin cu câțiva copii la spital, să-i lămurească pe ei cât de gravă e starea mea, că trebuie neapărat, că dacă mai trece poate o lună, e prea târziu și nu mai poate opera și nu va mai fi chip de salvare. Și atunci când m-au chemat înapoi la spital, au venit și copiii 3 cu mine și copiii au spus, nu trecem peste hotărârea lui mami, ce mami ia hotărârea aceea să facă? Eu nu știam să vorbesc germană, dar era fata mea care știa bine. Și am spus să spună la doctorul că eu am fost bolnavă de cancer în 1998 și Dumnezeu m-a vindecat. Și eu cred că Dumnezeu mă poate vindeca și acum, am zis către doctor. Și el atunci a zis că așa ceva el nu crede. El e medic la oncologie de 25 de ani și face operații la tumor, la cancer, dar el nu a văzut nicio minune făcută fără operație și fără chimioterapie. Așa am simțit o putere și am zis către fată, spune-i că poate Dumnezeu vrea ca el să vadă o minune, dacă zice că nu a văzut nicio minune. Și atunci i-a spus și el a râs și a spus că așa ceva nu se poate. Am un băiat în Spania, m-a dus și acolo la doctor, că era un frate doctor care s-a ocupat acolo de toate analizele, să-mi facă și acolo, că cred că doar doctorii din Viena sunt mai așa, poate m-au înfricat. M-a dus și acolo și rezultatul de acolo, după ce l-a făcut, a spus că a fost mai rău. Tumorii au mai crescut și medicii au spus tot aceeași operație, chimioterapie, s-au spus că mai este o metodă ca să bage printr-o venă prin picior până la ficat, ce știu eu, ce metodă au ei, o travă până la tumore și să bage o travă acolo să o nimicească. Am venit acasă. Așa întristat am zis, Doamne, eu nu vreau să ajung în spital și să mor în spital. Dacă vrei să mă duci la Tine, du-mă. Dar dacă Tu vrei să-ți proslăvești numele în spital, cum ai făcut prima dată, Doamne, nici nu vreau să mă împotrivesc. Și am plâns și am zis, Doamne, vă-mi Tu un semn, dă-mă un cuvânt ca să știu care-i voia Ta.
mări să fie Dumnezeu, că El ascultă, zice că Domnul ascultă când strângău nenorocii către El. Și cum stăteam și plângeam, a apărut Domnul înaintea mea, slăvit să fie Domnul. Era înalt, așa ca la 2-3 metri, îmbrăcat în haină albă, dar ceea ce m-a mirat era cu aripi și aripile era întinsă și pe aripile întinsă, așa înăuntru aripilor, era tot felul de scule medicale truse, ce n-am văzut pe pământ. Și atunci Domnul a spus, barieră dublă, să nu te duci la oameni, că eu sunt medicul Iisus Hristos și eu vreau să te vindec, eu vreau să-mi proslăvesc numele. O spus, am dat înțelepciune la medici, fac și ei cât li cu putință, cât li s-o îngăduit, dar o spus omul care e bolnav și trece prin operații, trece prin grele dureri și prin mari suferință și rămâne cu semnul și cicatricea pe toată viața și urmări unii. Dar a spus, Domnul, eu când vindec, a spus că bolnavul vindecat de mine, nu simte nicio durere, simțește putere, simțește tărie și vindecare și nici urmă nu se mai cunoaște că a făcut Domnul vindecarea. Și atunci am înțeles că Domnul mă vindecă. Mi-am căpătat pacea în suflet și nu m-am mai dus la medici. Totuși tot m-a chemat și anul trecut, în februarie, m-a chemat să vadă că ei credea că tumorul acum deja o depăși și nu se mai poate face nimic și să spună ei că ei au avut dreptate. Și m-a chemat să fac toate analizele. M-a dus la un tomograf și când a văzut că a dispărut tumorea, a crezut că nu e adevărat. M-a trimis la 3 tomografuri în Viena. Și când a văzut că la toate a ieșit rezultatul, că nu mai am nimic și când mi-a făcut analizele, a ieșit că nu mai am nicio celulă canceroasă, m-a chemat doctorul și a spus felicitări și a spus mulțumire lui Dumnezeu că Dumnezeu a făcut minunea, că a spus că n-ați văzut nicio minune. Ăsta-i Dumnezeu, fraților. Și de aceea Domnul m-a îngăduit să ajung aici să mărturisesc că noi avem un Dumnezeu mare și puternic care vindecă boalele noastre și tămăduiește sufletul nostru, mări să fie numele în veci. Iisus va veni în curând. Spune amurgurile toate, spune vremea cea târzie, că în curând pe norul slavei Domnul Iisus o să vie. Spune semnele naturii, spun și semnele cerești, că în curând va fi în lume un mare eveniment, care va zgudui pământul pe cei mici și pe cei mari. Toți locuitorii lumii vor fi atunci clătinați. Toți că-ți neagă adevărul vor fi uluiți de tot când îl vor vedea pe boltă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Toți câți au iubit minciuna, înăbușind adevărul, se vor ului de groază când o să apară Domnul. Va vedea realitatea vrând, nevrând, orice făptură se va împlini în tocmai orice iotă din Scriptură. Orice om va pleca capul, cât ar fi el de ateu și a trebuit să recunoască că există Dumnezeu. Fie noaptea cât de neagră, nimeni nu poate susține că întunericul e veșnic și lumina n-o să vină. Dar când noaptea se sfârșește și întunericul s-a dus,
cât de minunat apare soarele pe boltă sus. Tot așa, când se împlinește vremea silii de apoi, Domnul Iisus va apare să-și ridice al său popor. Este vremea când se aude întrebările de jos, străjerule, străjerule, cât mai este până în revărsat de zori? Și răspunsul se aude de la postul de veghere. Apar zorii dimineții, chiar de întuneric este, chiar de întuneric beznă, și încă nu vezi nicio rază. Nu te lăsa biruită, biserică mai veghează. Duhul Sfânt, ba chiar și firea, prevestesc că se împlinește semnele apocalipsei, omenirea le trăiește. Și urmează să apară cel mai mare eveniment, și acel ce a zis că vine, va apare sus pe cer. Shmana gados mirna rabi, și-și va răpi poporul, mireasa de pe pământ, care strigă zi și noapte, vino, vino, Doamne, mai curând. Răpirea va fi într-o clipă, la semnalul celui sfânt. Cei aleși și-or lua zborul, părăsind acest pământ. Cine poate ca să spună ce va fi în acel moment, când se va întâlni mireasa cu Iisus, mirele ei? N-au putut profeții spune că-și cuvinte nu-s de ajuns să descrie bucuria întâlnirii cu Iisus. Atât doar au putut spune că oștirea cea din cer va rămâne atunci uimită și va proslăvi pe mer, strigând șmegados mirna rabi, vretnic este mielul să primească cinste slavă, căci cu propriul său sânge el și-a câștigat mireasă. Să strigăm de bucurie, slavă, cinste celui viu, nunta mielului e aproape, mireasa s-a pregătit. Iată de ce se face insistența atât de mare să ne pregătim cu toții, că în curând, în curând Iisus apare. Ce folos de viața întreagă te-ai luptat, iar la sfârșit ai căzut de oboseală și de somn ești copleșit. Cununa este păstrată celor care vor răbda până la sfârșit într-una, că ei o vor câștiga. Dumnezeu e drept în toate. Nu-l poți înșela și va face o judecată dacă nu l-ai ascultat. El ți-a făcut o chemare de care parte puțini au. Te-a răscumpărat cu sânge, cu Duh Sfânt te-a sigilat.
Însă tu, cum prețui dreptul, Duhul Sfânt ce l-ai primit, când în tine rodește firea și întristezi pe Duhul Sfânt. Ia dar seama, bine astăzi, intră în hotărâri înalte că în curând Domnul vine. Nu vorbi de rău pe nimeni, că-i un duh înșelător. Pe alții pune grește, tu devii clemetitor. Spune numai adevărul, da și nu. Atât vorbește, așa spune în Scripturi. Nu te întina cu păcatul, nici în cuget, nici în gând, căci Domnul te vrea în toate un popor sfânt ca să fii. Nu te uita în afară, cum să te îmbraci, cum să te porți. Tu ai ghidul în Scriptură, poartă chipul lui Hristos. Păsește-ți piciorul bine când intri în adunare, căci aici se coboară Dumnezeul nostru mare. Și apropie-te mai bine să asculți și să împlinești, decât să aduci o jertfă prin care să te osândești. La altar te înfățișează de vrei să fii ascultat, nu cu mâinile murdare, și păstrează-te curat. Nu păcătui cu foia după ce ai fost luminat, căci păcatele cu voia te vor apăsa amar. Fiindcă ai fost spălat cu sânge, sigilat cu Duhul Sfânt, și Domnul te vrea în toate un popor sfânt ca să fii. Nu fi om cu două fețe, Iacob, numai după glas, însă mâinile păroase seamănă pe-a lui Esau. Te trezește măcar astăzi, că Domnul te va întreba dacă ai lăstari în casă cât El ți-a numărat. Nu-ți fă tu numărătoarea, că de unul va lipsi, îți pierzi dreptul de răpire și aspru judecat vei fi. Domnul vrea să ne trezească, împarte pe fiecare, ca să nu venim de formă ani de zile în adunare. Mâini curate cere Domnul, înălțate înspre cer, și atunci binecuvântarea va curge în căminul tău. Vei fi însoțit de Domnul la predică, la altar, vei vedea la rugăciune bolnavii sărind din pat. Va depune mărturia Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin semnele ce sunt scrise când însoțesc pe-a lui copii. Ia dar seama bine astăzi, schimbă-ți mersul șchiopătat, intră în hotărâri înalte, înaintând după plan, după semnele lăsate pe cărarea lui Hristos, ca în ziua de răpire să-L întâmpini sus pe nori. Domnul vine, aleluia, Maranata, Domnul vine în curând. Ferice va fi de robul ce va fi găsit veghind amit.